Astăzi vă arăt cum puteți bloca update-ul automat de la Windows 10 la Windows 11. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vedeți ce versiune de Windows 10 aveți. Ca să faceți acest lucru, dați click de pe butonul de start, apoi mergeți pe System și aici vă spune Version 22H2. E foarte important, țineți o minte, o să ne trebuiască mai târziu. Următorul pas este să mergem în editorul de registri, apăsăm Windows și R și aici scriem Reg Edit. O să dăm Yes la User Account Control. Și trebuie să navigăm în HK local machine, apoi software, după care trebuie să căutăm aici policies, Microsoft și dăm click pe Windows, după care dăm click dreapta, dăm pe new, key și o să scrieți exact cum scriu eu aici, Windows cu W mare, fără spațiu, update cu U mare. Enter. După care mergeți aici și dați click dreapta, new, apoi DWORD 32-bit value și iarăși veți scrie exact cum scriu eu, target cu t mare, release cu r mare, version cu v mare. Enter și încă o dată enter ca să o editați și puneți valoarea 1. Apoi mai dați o dată clic dreapta, new, string value, și scrieți product cu P mare și apoi version cu V mare și dați enter. Și aici scrieți Windows 10 cu spațiu între Windows și 10 și cu W mare și mai facem o okay, tot un string value, new string value și scriem așa, target cu T mare, release cu R mare, version cu V mare, info cu I mare fără spațiu între ele Dăm din nou enter ca să o deschidem și aici ne ajută să știm ce versiune de Windows avem. În cazul meu este Windows 10 22 H2. După ce ați făcut toate aceste modificări în registri, tot ce trebuie să faceți este să dați restart.